Siguranța în mijloacele de transport public este o preocupare constantă, iar un element cheie în menținerea acesteia este sistemul de alarmă instalat în autobuze, tramvaie și alte vehicule de transport în comun. Deși este rar utilizat, acest sistem poate face diferența în situații critice. Însă, pentru ca el să fie eficient, este esențial ca pasagerii să știe când și cum să acționeze în mod corect. În primul rând, sistemul de alarmă trebuie folosit doar în situații de urgență reală. Dacă un pasager suferă un incident medical grav, care necesită intervenție imediată, sau dacă există un pericol iminent, cum ar fi un incendiu sau o amenințare la adresa siguranței tuturor pasagerilor, apăsarea butonului de alarmă poate salva vieți. Același lucru este valabil și în cazul unui accident în vehicul, când este necesară oprirea rapidă a mijlocului de transport pentru a preveni agravarea situației. Tramvaiele au și o frână de urgență pe care noi recomandăm a fi folosită doar în caz de urgență, cum este și denumirea. De ce spun aceasta? Pentru că în momentul acționării ei, tramvaiul frânează brusc și există riscul ca cei din interiorul tramvaiului să se rănească și atunci cel care trage acest semnal de alarmă poate suferi consecințele legii prin vătămarea persoanelor care sunt înăuntru, repet, în condiții nejustificate. De asemenea, în condițiile în care persoana este prinsă, va suporta rigorile legii pentru intervenții neautorizate, și, bineînțeles, din partea organelor constatatoare, poliția locală sau jandarmii, le se poate întocmi proces verbal. Rugăm pe această cale ca aceste sisteme să se folosească în mod justificat atunci când este un pericol cu adevărat, evitând astfel să creeze neplăceri celorlalți pasageri care sunt în mijlocul de transport și cărora le pot provoca, așa cum am spus, daune fizice sau chiar și întârzieri la locurile unde trebuie să ajungă la serviciu sau în alte ipostaze. Am avut un astfel de eveniment acum vreo 2 săptămâni. Nu a fost foarte plăcut, întrucât s-au aglomerat tramvaiele din spate până s-a făcut manevra de deblocare a acestui sistem. De aceea fac apel la toți cetățenii să nu folosească aceste sisteme decât în caz de extremă urgență. Este important de menționat că în momentul în care butonul de alarmă este apăsat, vehiculul se va opri imediat, iar șoferul va contacta serviciul de urgență 112. Aceasta poate duce la intervenția autorităților, cum ar fi poliția sau ambulanța, iar repornirea vehiculului va dura cel puțin 3 minute, timp în care circulația va fi blocată. Folosirea responsabilă a sistemului de alarmă este esențială pentru siguranța tuturor. Este important ca fiecare pasager să înțeleagă că acest sistem este destinat să fie utilizat doar în situații de urgență reală. Abuzul sau utilizarea incorrectă poate avea consecințe grave, nu doar pentru persoana care a acționat alarma, ci și pentru toți cei din jur.